Scandalul este în floare la Universitatea Constantin Brâncuș. În ședința din 27 aprilie, Senatul UCB a votat o hotărâre prin care Luminița Popescu este demisă din funcția de rector. Documentul a fost transmis Ministerului Educației, singurul care poate lua o astfel de hotărâre cu privire la rectorul UCB. Luminița Popescu a explicat presei că va contesta decizia Senatului pe care o consideră ilegală. În opinia mea, s-au întâmplat multe lucruri în universitate care frizează ilegalitățile. Nu s-au respectat multe din prevederile Legii Educației Naționale, de aceea am și sesizat Corpul de Control al Ministrului, corp de control care a efectuat în două perioade de timp verificări în universitate și printre recomandări au fost acelea legate de revizuirea Cartei Universității, care are prevederi care contravin Legii Educației Naționale. Mai mult, el a acuzat pe Adrian Gorun că nu ar vrea decât să se răzbune pentru că ea nu l-a numit pe fiul său, Horațiu Gorun, în funcția de prorector. Că nu există un conflict între mine și Senat sau între mine și cadrele didactice din universitate, este un conflict generat de domnul președinte Adrian Gorun, este un conflict între mine, personal, între mine și domnul președinte Adrian Gorun, pe care dumnealui l-a generat și l-a inițiat, dumnealui a antrenat și cadre didactice din universitate, dumnealui a antrenat în acest conflict și Senatul Universitar și, de altfel, și echipa de control a constatat faptul că acest conflict a fost generat de domnul președinte Adrian Gorun. Și, în plus, în luna februarie mi-a solicitat, după ce a revocat prorectorii din funcție, mi-a solicitat să-l nominalizez în funcția de prorector pe fiul dumnealui și pe domnul Marian Vintilescu într-o poziție la achiziții. Reacția lui Adrian Gorun nu s-a lăsat așteptată. Acesta a declarat la Radio Târgu Jiu că decizia de a o demite pe Luminița Popescu a venit după ce ea ar fi încălcat mai multe hotărâri ale Senatului sau a Cartei Universității. În privința dezinformării pe care o lansează doamna Popescu Luminița în legătură cu intenția de a pune pe fiul de prorector, vreau să vă spun că a fost și chemat de doamna Popescu să accepte. Și la Senat există o adresă transmisă de doamna Popescu, care sunt nominalizate persoanele cu care s-a discutat și au refuzat. Printre acele persoane este și Horațiu Gorun. Deci este o dezinformare și o încercare, repet, de a-și pasta managementul defectuos pe care l-a realizat. Surse demne de încredere din cadrul Ministerului Educației au declarat pentru Gorj TV că încă nu se pune problema demiterii rectorului UCB. Cu toate acestea, atenționează asupra faptului că tot acest conflict va conduce în viitorul apropiat la un ordin de monitorizare care va afecta grav imaginea instituției și bugetul alocat de Ministerul Educației.